la încă un episod din Opanic, no astăzi despre Object 704. Este pe linia rusească de tier 9, tank detector, un tank care eu dacă nu sunt jucător de destul de sincer nu mi-a plăcut, dar am avut un rit relativ bun pe el și am avut chiar și un joc mai, mai deosebit. Și ca urmare, hai să prezint un pic tankul ăsta, S și o să vezi și cum l-am jucat, să vezi ce puncte tari, ce puncte slabe are acest tank uh, și cum ar trebui jucat ca să scoți uh, rezultate bune din acest uh, tank destroyer. Um, ei bine, eu am făcut acele setări care le, le am pe cont um, ca și uh, HP este foarte foarte slab ca majoritatea, tank uh, tankuri destroyer, deci, clar cu de unde te descurci, uh, deci încearcă să nu stai în prima linie. Uh, ca și View Range, uh, el zice că stă bine, dar la 264 de metri, dacă ai folosi improv optic atunci s-ar putea să faci ceva spot, dar părerea mea este că uh, chiar dacă ai puțin armură, să stai, totuși în, uh, să stai totuși în spate cu camuflajul net pe tine. Uh, ca și putere de foc are 3 muniții, AP, APCR și High Explosive, ca și DPM stă excepțional, foarte bine stă acest tank, are 3000, peste 3000 DPM, dar eu folosesc calibetit ca Shells. 300 de, de minute de penetrare are pe acest AP și un alfa de de 640, viteza lui este foarte mare, foarte mare, nu este foarte mare, este cu supercharge 1144, deci, scuze, de ce scuze, numare. Uh, calibrul, în schimb, este foarte mare. Uh, Calibru 152, deci asta înseamnă că în majoritatea cazurilor uh, vei putea da, uh, vei putea trece de acel uh, de 3 ori armură și să faci penetrare cu AP sau cu high explosive fără probleme. Uh, încarcă la, cum l-am setat eu, la 12,68 de secunde. Pe muniția Gold ai uh, APCR, ceea ce mi place foarte mult. Uh, trece prin space armor, prin obiecte și așa mai departe, deci poți să, uh, poți să folosești cu succes această muniție. Are un, um, o penetrare de 345 și un alfa demi de 545, ceea ce este ok. Nu, nu ai nimica de, uh, de obiectat la acest la demi de 545, deci chiar, chiar îmi place. Uh, iar velocity este, este mare, 1430. Uh, ca și High Explosive, are penetrare foarte, foarte bună, nu uita, are calibru 152, uh, calibru de 90, uh, 99 de mm de penetrare, deci o penetrare mare, un alt fel de uh, de 960, deci incredibil de, de mare de ul uh, Iar ca și Velocity, are ca și ap 1144. Uh, acum, ca și, uh, ca și țiavă, Uh, aiming time nu este chiar așa de rău, este puțin peste 2 secunde, 2-26, dar nu, nu, este chiar atât de, de rău. Uh, dispersia 0318, cum, am uh, cum folosesc eu cu Refine Gun. Uh, în schimb, ai grijă când, uh, când, te miști sau când te rotești, atunci dispersia este foarte, foarte mare, deci nu uh, încearcă să nu te, încearcă să nu tragi din mers cu acest uh, tank ca și alinament al țevii față de este prost și foarte prost uh, doar 6 grade de presie și 18 elevare uh, tunul tău se mișcă stânga și dreapta fără să fie nevoit să-ți mișci șenilele, 11 grade deci este cam, cam slăbuț uh, ca și mobilitatea tankul are aproape 50 de tone deci în cazul în care se apropie un tank mediu-light spre tine, poți liniștiți de de îi, va, îi vei face de mici mare. Ca și viteză stă destul de prost, doar 37 de km pe oră cu fața, 13 cu spatele. iarăși foarte greu se descurcă cu cai putere pe tonă, între 8 și 15, depinde de pe ce teren te afli, deci colește apa, acolo vei rămâne efectiv blocat, iar traversa este foarte proastă, ai grijă din timp să-ți iei poziții și din timp să încerc să fii, să fii precaut pe hartă, pe pe hartă, să vezi unde sunt amici,i tăi, să știi cum să te ferești. Iar ca, ca, și camuflaj, tankul, tankul stă foarte, foarte bine. Foarte, foarte bine. De exemplu, un tank care are 300 de metri de view range, să vedem, te va sputa, dacă tu stai absolut nemișcat la 177 de metri. Deci este, este, foarte bun. Deci tu vei spăta tankurile medii care vin spre tine în mișcare. Um, să vedem ce ne uh, recomandă jocul uh, Long Range Sniping și cam uh, și unul vs 1, dar nu știu ce pentru că ai un DPM bun, îți recomandă și unul vs 1 e bine, hai să vedem cum arată tankul și în uh, în Armor Inspector uh, am pregătit uh, prototip standard B, uh, care are penetrare bunicică uh, după cum vezi, uh, foarte foarte rar vei primi uh, uh, pe lateral uh, bounce-ul acest tank și să știi că mi s-a întâmplat foarte des să primesc în acest mantlet care este foarte foarte puternic. Deci nu vei, nu vei da foarte multe bounce-uri acest tank, doar de la eventual vei lua bounce de la tankurile medii de tier 8 și light care nu au o penetrare atât de bună. Dar la 170-175 mă, mă îndoiesc că cine îți va da bounce. Deci de asta zic, încearcă să nu stai în prima linie cu acest tank, deși arată mai ciudat și vei primi um, bounce-uri în diferite locuri. Um, are space mult pe lateral, ceea ce este ok. Um, S-ar putea cu toate când cineva pune auto aim pe tine să-ți să uh, bounce. Dar din spate, fără nicio problemă, te va penetra. De exemplu, acest... Um, dacă exploziv, de exemplu acest standard B care are 100, peste 110 de penetrare, uh, te va penetra fără probleme. Uh, în schimb, uh, are aici un loc în spate, ai grijă, are doar 30-40 de mm de, de armură, deci asta este cel mai slab punct al tancului. Um, vei primi, să știi, vei primi high-explozive de la jucătorii uh, cunoscători. Iar acum să-ți arăt și modulele pentru că da, au. Uh, un rol important. Modurile uh, acestui tank sunt pe partea stângă și dreaptă a turele, să zic așa, turele fixe, unde ai uh, amuracul, în partea din spate ai motorul și uh, rezervorul de combustibil. Uh, deci dacă vrei să dai foc, poți să -i dai liniștit, uh, iar dacă vrei să dai amurac, uh, nu da în mijloc, încearcă să dai pe aceste triunghiuri care sunt, uh, care formează această, uh, această turelă și vei avea uh, să, să dai amurac. Cam acestea fiind spuse despre, despre tank. Hai să și un replay, un replay care într-adevăr am avut și puțin noroc. După zi de lucru, după ce am mai stat acasă și cu copiii timp de 4 ore și cu soția, am mai avut la dispoziție doar 2 ore să -mi fac misiunile. Ca urmare, te rog, primul minut de joc, te rog să nu bagi în seamă, este absolut incredibil ce prost am putut juca. Um, am uh, făcut tot posibilul să, să scot tankurile heavy din joc. Uh, asta mi-era misiunea și ca urmare am riscat absolut doar să doar să reușesc să distrug cele trei tankuri care mai aveam de distrus și să mă bag la somn. Deci uh, e cândva târziu noapte undeva la ora 1 noaptea, urmând ca la 7 dimineața să mă trezesc. Deci eram și obosit, și nervos, și agitat, și eu de toate. Um, suntem pe Castelia, încerc să iau un loc uh, cât mai uh, confortabil, uh, așteptând să vină, am văzut că sunt trei heavy este un E75 acolo, un M103 și un... Uh, um, și un 3 Defender. Uh, prima victimă, 75-ul, uh, vine, să vedem dacă reușesc, da, cu epiul frumos, rol 616, din păcate sunt spătat, sunt în spatele unei tufe, uh, nu fac așa mari probleme, s-ar putea să primez bounce, aici uh, chem colegii mei să, să mă scodată, o dată, vă rog, nu o dată mai loviți -l. <laughs> După cum vezi, armura este roșie, inclusiv cu gold și i-am uh, dat bounce. Uh, nu am ce să fac, aici, aici am făcut greșeală, am zis nu mă interesează numai să scot tankul ăsta pentru că efectiv nu mai... Uh. Trebuie să ajung cumva la somn uh, și da, l-am scos pe domnul Ramino, 1, din păcate aici am mai luat în și a rămas efectiv 3 HP și de aici începe jocul. Ok, prima, uite după cum vezi în partea dreaptă, în partea dreaptă am ochit și uh, cu noroc bineînțeles am luat uh, acest uh, 704 dintr-un dintr șat avem mare, mare avantaj, suntem 6 contra 4, nu mai fac așa probleme, ok, mă duc în spatele echipei să încerc să, să mai fac un damage, două, câte voi putea și ca urmare nu mă așteptam la un, loc, la un, joc senzațional, însă, în mintea mea, calibrul ăsta mare este ceva fenomenal, deci automat trebuie să știi că trebuie să ai destul de multe high explosive cu tine, Uh, cel puțin 10, 10, 12, pentru că vei avea ocazia, categoric vei avea ocazia să penetrezi la 100 de mm de penetrare, vei avea ocazia să penetrezi foarte multe tancuri, mai ales în lateral sau în spate. Exemplu, acest light 954, după cum vezi, uh, l-am lăsat pe, pe stracul E1 și acum să vedem, este chiar lângă clădire, da, i-am dat max 100 HP, e ok, nu mă deranjează, contează că l-am scos din joc. Din păcate, colegii mei au căzut și suntem 3 vs 3 în foarte, foarte scurt timp, după cum vezi, 2 minute și jumătate de joc. Prin chimera cu spatele, high explosive și nu mai e chimera. Deci, după cum vezi, high explosive este extraordinar. Cu acest, cu acest high explosive poți să faci rol foarte, foarte mari. Uh, am rămas un Isu 3 Defender și acel Isu care undeva în spate campează, de la care am luat și eu. Uh, uh, da, care m-a ars. Um, colegul meu stă sus, uh, este aproape full viață sau full-viată. Uh, scuze. Mm, și acum cred că o să întreb de o cafea. Da, e full viață, nu vreau o cafea, tati. Um, pentru că eu cu 3HP nu pot să, nu pot să fac spot, sincer. Da, aici am că nu vreau cafea. A, din păcate, uite, vezi, din păcate a fost el spotat înainte, nu știu cum, a, pentru că nu a tras, mi se pare ciudat. Deși a fost lovit, putea să dea un șat și apoi să coboare, că vorba aia. Dacă tot e spotat, până încarcă, încă 7 secunde putea să-i dea un damage. În fine. Aici uh, am încercat să trag în partea din față la Is3 Defender. Uh, Amoracul la Is3 Defender uh, este în partea din față, uh, lângă după, după șenile, deci ai foarte, foarte mari șanse să dai amorac la acest tank. Uh, de, iar de data asta lovesc în spate cu speranța să îi dau foc și de asemenea să nu fiu spotat. Dacă turela intra în cover, nu mă mai spota. Dar ok, oricum l-am scos, scos colegul meu, ceea ce este ok pentru mine. Și a rămas 2 vs 1, acest, acest, ISU este 100% viață, după cum vezi, 1000 HP, 1010. Iar colegul meu, stai să mă uit pe hartă unde e, 600. Deci cam amândoi suntem așa pentru acest ISU. Hai, exploziv! Și nu mai e ISU. Uh, deci după cum vezi hai explosive și-a făcut uh, treaba Chiar dacă eu am jucat primul minut foarte foarte prost uh, Un joc bun uh, Top Gun, High Caliber, uh, Pulse, uh, uh, Radley scuze uh, Base XP 1591, Base XP frumos uh, După cum vezi colegii mei nu Mai ales ultimii doi nu prea au făcut mare lucru Dar am reușit totuși cu, cu o minune să fac, să fac un joc bun. Deci, calitățile tankului ăsta, să știi, Bazi-te foarte mult pe tun, stai cu echipa, stai în spate și folosește high exploziv ori de câte ori ai ocazia pentru că va, vei face un damage foarte, foarte mare. Mersi mult de atenție, sper că aceste informații ți-au fost de folos și sper ca să-ți meargă și ție la fel de bine în bătălie. O seară bună să-i salut!